Salut! Astăzi vă prezint o oglindă retrovizoare inteligentă primită de la Navitel. Este vorba de MR250 Digital Video Recorder în sistem Full HD. Navitel prezintă această oglindă retrovizoare în sistem Full HD cu o diagonală de 5,5 display-uri, cu 4 nivele de lentile pentru focalizare, carduri micro SD până la 64 GB, unghiuri de vizualizare 160 de grade, cu senzor de detecție de tip G și în sistem dual camera, fiindcă avem și o cameră de spate, o să vedeți mai încolo. Totul este înglobat într-o carcasă de metal. Așa cum apare camera, în interior, în cutie, veți descoperi camera Navitel MR250 DVR cu un încărcător de 12-24 de volți, cablu micro USB, mini USB USB, un cablu de video, o cameră de spate, o cârpă de microfibră, manual de utilizare și firește manualul de garanție. Haideți să trecem la unboxing-ul fizic. Deschidem această cutie care în interior eu am asignat și un card, fiindcă voi avea nevoie. Nu este cuprins în pachet. Este vorba despre această oglindă inteligentă. În cutie mai regăsim următoarele: cablu de alimentare 12-24 de volți, cablu de date, manualul de utilizare și garanție, niște elastice pentru prinderea oglinzii și camera de spate cu un cablu destul de lung pentru a ajunge până în spatele autoturismului. Doream să vă arăt camera de spate, care este în sistem militar, protejată la umiditate și praf, și firește șocuri, și acest conector cu mai mulți pini. Este vorba de vreo 5 pini. Cablul este cel lung care va fi introdus în oglinda de retrovizoare inteligentă. Vedeți, are deja jack-ul cu 4-5 contacte. Acum să vă povestesc câte ceva despre oglinda inteligentă retrovizoare de la Navitel. Are pe partea inferioară niște butoane, așa cum se vede meniu, jos, OK, sus și butonul de power. În partea din spate avem conectorul USB, conectorul AV-in pentru, v-am arătat, camera din spate, și aici avem un slot micro SD pentru înregistrare până la 64 de biți și gigabytes, butonul de reset și firește camera care este orientabilă, are o articulație sferică pentru poziționarea cât mai în unghi de vizibilitate. Inițial să vedem cum vom introduce cardul micro SD. În manualul de utilizare reiese că se va introduce cu partea metalică înspre exterior, deci așa, până când apăsând va face un click. Vedem că în cutie se regăsesc vreo 4 elemente de prindere a oglinzii de retrovizoare inteligente de oglinda retrovizoare clasică. Inițial vom prinde aceste elastice cu gaica partea de sus, iar după fixare vom prinde și gaica de jos de oglinda retrovizoare veche. Am zis să vă arăt cum se fixează mecanic această oglindă retrovizoare, de cea
veche. Deci, în primul rând, căutăm să prindem elasticile în partea de sus sau jos, cum e mai de preferat, și apoi în partea de jos. În acest fel am fixat oglinda retrovizoare. Vom scoate mai apoi încărcătorul pentru brichetă. Și îl vom conecta la priza de brichetă până se va înverzi LED-ul. După ce am pozat cablul de alimentare prin chiedere și așa mai departe, vom introduce conectorul de alimentare în oglinda inteligentă. După aprinderea automată a oglinzii inteligente, voi fi solicitat pentru a formata cardul pe care l-am introdus. Firește, voi da Yes. Camera trece automat în înregistrare și dacă nu ne convine unghiul de filmare, vom putea să mutăm sub unghiul cel mai convenabil. Cred că așa ar fi ok. Vom trece la instalarea camerei de spate, însă nu trebuie niciodată să uităm să dezlipim stickerele de protecție venite odată cu camerele. Pentru prinderea camerei avem sticker pe dublu adeziv și șuruburi de prindere dacă vrem să dăm găuri pe undeva. Voi prefera să montez camera undeva pe mijloc și firește cu obiectivul spre exterior. Am ales lipirea cu un sticker, dar pentru că s-a dovedit că nu este prea aderentă, am trecut la prinderea cu două șuruburi de carcasă. Firește, dacă nu dorim amplasarea la numărul de matriculare, vom renunța la cablul al doilea, cel roșu, pentru plus 12V și vom conecta această mufă cu 5 pini direct în camera poziționată mecanic. Nu este o operațiune simplă, dar am reușit să pozez cablul în zone foarte inteligent alese. Deși aducerea cablului din spate în față pentru cameră nu s-a dovedit a fi un lucru așa de simplu, eu totuși am reușit să-l aduc și o să-l conectez la această oglindă retrovizoare inteligentă. Voi așeza cablurile cât mai mult să nu fie vizibile. Am pornit oglinda retrovizoare inteligentă și formatăm cardul. Cardul se va formata utilizând săgețile stânga-dreapta. Observăm meniul. Folosim săgețile ca să ne deplasăm. Vom fixa cu OK timpul clipului. Eu zic să facem un clip mai mare, să zicem de 3 minute, fiindcă variante sunt 1, 3 și 5. Ok. Bipul, formatarea cardului de tip an, lună, zi sau mai apropiat zi, lună, an.
limba, vedem, sunt diferite limbi. Punem în română, deci avem limba română. Și așa cum vedem, apare. Nu știu cât de bine se vede, fiindcă se reflectă. Se vede imaginea din față. Am apropiat. Așa cum vedeți, putem să vizualizăm în două unghiuri. Firește, trebuie să activăm și monitorul de parcare. Inițial, unghiul pe care l-am ales nu este corespunzător. Vedem că această cameră din spate dă în sus. Mă voi duce să o reglez. Aceasta este imaginea din spate după ce am îndreptat camera înspre în jos. Cred că este mai util așa, fiindcă poți să vezi dacă ai anumite obstacole în partea de jos. Vedeți, camera împarte în trei părți imaginile. Partea stângă, partea dreaptă jos și partea din spate sus. Deci trei bucăți. Acum, pentru că suntem gata, putem să pornim la drum. Imaginile sunt chiar foarte bune.